Autoritățile statului au orchestrat o operațiune de compromat împotriva mea. Acum încearcă să o mușamalizeze, a scris Emilia Șercan pe Press One. Jurnalista dezvăluie că, după publicarea anchetei care îl viza pe primul ministru, a primit mai multe amenințări, pentru care a depus 3 plângeri penale la Serviciul de Investigații din cadrul Poliției Municipiului București. Una dintre plângeri viza un mesaj primit pe Facebook din partea unei persoane necunoscute, care a atașat și poze private realizate în urmă cu 20 de ani, ce i-au fost sustrase dintr-un dispozitiv electronic. Am fost șocată în seara de 16 februarie 2022 să constat că o persoană necunoscută deține fotografii personale ale mele, iar șocul meu a fost și mai mare când, tot în acea seară, am descoperit că acele fotografii au fost încărcate pe mai multe site-uri pentru adulți, explică Emilia Șercan. După ce am analizat situația, am realizat că fotografiile mi-au fost sustrase dintr-un dispozitiv electronic și ulterior au fost încărcate pe respectivele platforme. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație. Captura de ecran ajunge la poliție, apoi pe un site. A făcut în aceeași seară o captură de ecran de pe telefon cu mesajul, iar a doua zi dimineața a contactat subcomisara de poliție care se ocupa deja de cele două cazuri de amenințare. I-a transmis acesteia, pe WhatsApp, atât captura de ecran, cât și pozele în cauză. În aceeași zi s-a prezentat la sediul Serviciul de Investigații, unde a depus noua plângere penală. Recomandări date și fapte din biografia deputatei PSD Ana Maria Cătăuță, omul lui Joană din Parlament. A doua zi a descoperit că atât pozele, cât și captura de ecran pe care le-a transmis organelor de anchetă fuseseră publicate pe un site din Republica Moldova. Metadatele textului apărut pe site-ul din Republica Moldova indică faptul că acea captură de ecran a fost publicată la 17 februarie 2021, ora 14:51 de minute, la aproximativ 40 minute după ce am părăsit sediul Serviciului de Investigații, scrie Emilia Șercan. Acea captură de ecran exista, la ora la care am părăsit secția de poliție, în doar două locuri, în telefonul meu personal și în cel al subcomisarei de poliție, căreia i-am furnizat-o cu titlul de probă pentru a fi depusă în dosarul deschis în urma plângerii penale înregistrate la poliție în ziua anterioară. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație. Ministrul Bode promite anchetă. Sunt îngrozită de faptul că o probă cheie dintr-o plângere penală, pe care am depus-o la Poliția Română cu scopul de a solicita protecție, a fost scursă de anchetatori, fiind publicată în aceeași zi pe un site din afara României, scrie jurnalista. Ea povestește că pe 18 februarie, i-a sesizat problema ministrului de interne, Lucian Bode, care a asigurat că se va face o anchetă internă și i-a facilitat o întâlnire cu șeful Poliției Române, chestorul Benone Matei. Tot atunci am depus o nouă plângere penală la Direcția Control Intern a Inspectoratului General al Poliției Române pentru scurgere de informații dintr-o anchetă penală, dar și pentru violarea vieții private, scrie Emilia Șercan. Recomandări astăzi, Zelenski vorbește Parlamentului, adică românilor. Un ziarist refugiat din Cernăuți descrie cum, din dușmanul Ucrainei, România a devenit prieten. Șeful poliției prezintă, sursa 0. La câteva zile distanță, pe 21 februarie, chestorul Benone Matei a prezentat rezultatul anchetei. Acesta a indicat că fotografia cu captura de ecran ar fi fost publicată pentru prima dată pe un alt site din Republica Moldova, înainte ca aceasta să fie transmisă către poliție. Ceea ce ar fi infirmat teoria scurgerii în presă de la poliție. De asemenea, șeful Poliției Române mi-a sugerat posibilitatea ca telefonul mobil să-mi fi fost spionat, deci că din telefonul meu ar fi fost, de fapt, extrasă captura de ecran, spune Șercan. În urma verificărilor, jurnalista de investigație a descoperit pe site-ul indicat de șeful Poliției Române drept, sursa 0, mai multe articole antedatate. Unele citează oficiali cu ore bune înainte ca aceștia să facă respectivele declarații. Jurnalistă consideră că același lucru a fost făcut și cu articolul care o viza și că nu aceasta este sursa zero. Site-ul a devenit nefuncțional între timp, mai arată Șercan. Teza telefonului piratat, infirmată din 3 surse. În plus, jurnalista a verificat cu ajutorul a 3 instituții internaționale și dacă telefonul i-a fost piratat. Recomandări Ivan Vasilievici nu și-a schimbat profesia.
potrivit experților celor trei instituții, în telefonul meu nu a fost descoperită nicio dovadă de spyware sau hacking prin care captura de ecran să-mi fi fost sustrasă în intervalul de 18 ore dintre momentul în care a fost făcută și cel în care a fost publicată, explică ziarista. Emilia Șercan suspectează că autoritățile statului nu fac niciun fel de anchetă, ci încearcă să mușamalizeze cazul. Sunt revoltată de perspectiva că autoritățile române mai întâi orchestrează și apoi camuflează o operațiune de discreditare a unui jurnalist care, în ultimii 7 ani, a scris despre corupția academică generalizată, despre politicieni, magistrați, polițiști sau ofițeri de informații care și-au dobândit titlurile academice prin Emilia Șercan, jurnalistă de investigație. Emilia Șercan are peste 25 de ani experiență în presă. Este autoare a 10 de dezvăluiri privind plagiatele unor nume sonore din lumea politică, dar și din justiție, armată sau poliție. A primit amenințări cu moartea, iar foștii șefi ai Academiei de Poliție au și fost condamnați în urma lor. Nu am primit acces la dosar. Dacă în 2019 acțiunile de amenințare cu moartea puse la cale de rectorul și prorectorul Academiei de Poliție au fost investigate cu promptitudine de Poliția Română și de DNA, cei doi fiind identificați, anchetați și puși sub acuzare într-un interval de doar 2 luni, de data aceasta, în cele 6 săptămâni scurse de la depunerea plângerii penale nu am fost nici măcar audiată în calitate de parte vătămată, mai arată Emilia Șercan. În prezent, la 45 de zile după depunerea plângerii, nu am primit nici acces la dosar și nici nu am fost chemată la parchet pentru audieri. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație. Jurnalista de investigație a sesizat forurile internaționale și a trimis scrisori de informare către președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, procurorul general al României, Gabriela Scutea, și șeful poliției române, Benone Matei. Întregul articol scris de Emilia Șercan, pe Presoan. GSP, romul care l-a nenorocit pe Bănel Nicoliță. E regretul vieții mele. Ce a pățit fostul fotbalist, dezvăluiri cutremurătoare. Plaitero Victor Orban, mesaj halucinant la adresa lui Volodymyr Zelensky după câștigarea alegerilor parlamentare din Ungaria. Cum l-a numit premierul ungar pe liderul ucrainean? Observator News, ro, o fetiță de 13 ani, principalul suspect al dublei crime din Botoșani. O mamă și fiica ei, imobilizată la pat, au fost ucise în casă. Horoscop 4 aprilie 2022. Săgetătorii trebuie să reziste presiunilor pe care le fac unii dintre partenerii în evaluările lor. Știrile Pro TV, Ropensii 2022. Cât costă ca să-ți cumperi 6 ani de vechime în muncă? Orange Sport, ro, au fost publicate datele comandantului rus vinovat de genocidul din Bucea. Frații Klitschko, îngroziți după ce au vizitat orașul, durere și iar durere. Publicitatea sus Zenbook 14 10 OLED, versatil, ajunge oriunde.